În Teleorman, salariații câștigă mult mai puțin decât în alte județe. Salariile teleormanenilor sunt printre cele mai mici din țară, iar în interval de o lună, acestea au înregistrat o creștere de doar 13 lei în aprilie față de luna martie. Comparativ cu salariul net pe țară, teleormanenii au venituri mai mici cu peste 1000 de lei. Cele mai mari venituri, dar mult sub media pe țară, le au angajații din domeniul serviciilor. În luna aprilie 2023, câștigul salariar mediu nominal net la nivelul județului Teleorman a fost de 3.156 de lei, mai mare cu 242 de lei față de cel înregistrat în luna aprilie 2022. Pe sectoare de activitate avem 3.162 de lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, mai mare față de cel înregistrat în luna aprilie 2022 cu 900 de lei, 2.745 de lei în industrie și construcții, înregistrând o creștere de 103 lei față de aceeași perioadă a anului 2022, 3.325 de lei în activitatea de servicii, înregistrând o creștere cu 121 de lei față de aprilie 2022. În luna aprilie 2023, la nivelul județului Teleorman, s-a înregistrat un număr de 56.764 de salariați, rezultând o creștere a numărului acestora cu 860 față de luna aprilie 2022. Câștigul salarial a înregistrat creșteri nesemnificative de doar câțiva lei și în primele trei luni ale anului, în timp ce puterea de cumpărare scade dramatic la nivelul județului Teleorman, fără a da semne de redresare.